A treia abilitate pe care copilul tău o poate învăța, mami, dacă îl integrezi cât mai devreme în grădiniță, este abilitatea de a accepta refuzurile. De exemplu, copilul va învăța mult mai repede să accepte refuzul colegului său de a îi da jucăria aici și acum, dacă al tău copil va fi înconjurat de copii cam de aceeași vârstă cu el. De asemenea, ține tot departe de acceptare și ceea ce înseamnă așteptarea rândului. De exemplu, la grădiniță, copiii sunt încurajați să-și aștepte rândul și atunci când se joacă, poate fiecare, uite, acum pune colegul X o jucărie la locul ei, acum pune colegul X sau acum cineva pune piesa de Lego, acum altcineva o pune peste și chiar să accepte atunci când nu poate să primească aici acum cana cu apă. Ați văzut că de obicei în grădinițe copiii primesc inclusiv apa și tot ceea ce ține de partea alimentară cu rândul, da? Copilul va trebui să aștepte cu mințel la masă până când îi vine rândul să-și primească porția de dulce sau poate chiar porția de supă. Așadar, te încurajez, mami, să-ți ajuți copilul să fie cât mai independent cu putință, integrându-l în grădiniță cât mai devreme.